Bine ați venit la întrebări, să revedem întrebarea de data trecută. Vaporașul albastru face curse, așa cum vedeți pe desen, între debarcaderele A și B, iar vaporașul roșu între debarcaderele C și D. Este foarte important să știm că distanța între debarcaderele A și B, măsurată de-a lungul râului, este egală cu distanța dintre debarcaderele C și D, măsurată tot de-a lungul râului. Ele au ora de plecare dimineața la 9, cel albastru din A și cel roșu din C. Ambele se deplasează până la celălalt debarcader, adică vaporașul albastru până la debarcaderul B, iar cel roșu până la debarcaderul D. Stau acolo o oră și se întorc. Întrebarea este, care dintre următoarele afirmații este adevărată? A. Vaporașele sosesc deodată, la aceeași oră, la debarcaderele de la care au plecat. B. Vaporașul albastru sosește înaintea celui roșu. C. Vaporașul roșu sosește înaintea celui albastru. Pentru a găsi răspunsul la întrebare, trebuie să știm două lucruri. Primul este un aspect mai degrabă practic, pe care îl cam știe toată lumea, și anume că acolo unde albia unui râu se îngustează, viteza de curgere a apei crește și unde albia se lățește, viteza apei scade. Al doilea este un aspect mai mult teoretic legat de cinematică în legătură cu deplasarea dus-întors a unui mobil, a unui vehicul. Multă lume crede că dacă, de pildă, bate vânt tot timpul pe direcția de deplasare a unui avion și tot timpul în același sens, iar avionul se deplasează dus-întors între două localități pe direcția pe care bate vântul, timpul total de zbor dus-întors al avionului nu este influențat de vânt, deoarece spun cei care cred asta, pe jumătate din călătorie vântul mărește viteza avionului față de sol și pe cealaltă jumătate vântul micșorează viteza avionului față de sol, față de pământ, așa că, spun ei, cele două efecte se compensează. Dar am arătat în clipul Mecanică 02 din seria Fizica pentru examene și concursuri că atunci când un mobil parcurge o anumită distanță dus-întors cu două viteze diferite, viteza medie pe toată distanța este întotdeauna mai mică decât media aritmetică a celor două viteze. Iar asta înseamnă că, dacă vorbim acum despre un vapor, dacă vaporul are de parcurs o distanță dus-întors pe un râu, atunci timpul total de navigare va fi mai mare decât în cazul în care apa n-ar curge. Deși pe jumătate din călătorie apa curgătoare mărește viteza vaporului față de maguri, față de pământ, iar pe cealaltă jumătate o micșorează. Să vedem de ce. Notez distanța dintre cele două debarcadere cu D mare, viteza vaporului față de apă cu V indice V, iar viteza de curgere a apei față de pământ, evident, cu V indice A. Când vaporașul se deplasează în sensul de curgere al apei, adică în aval, viteza lui față de maluri este viteza vaporului plus viteza apei. Iar timpul în care parcurge distanța de mare este raportul dintre acea distanță de mare și viteza lui, adică viteza vaporului plus viteza apei. Când vaporașul se deplasează contra sensului de curgere, adică în amonte, viteza lui față de maluri este V indice V minus V indice A, iar timpul în care parcurge distanța de mare este raportul dintre distanța de mare și viteza pe care o are acum, adică V indice V minus V indice A. Timpul total, adică timpul dus întors, este suma celor doi timpi. Și așa cum vedeți în aceste calcule, obținem pentru timpul dus întors relația de jos. Și din această relație se vede că timpul de călătorie dus întors ar fi minim dacă n-ar curge apa, dacă V indice A ar fi 0. Și ceea ce este și mai important pentru întrebarea noastră,
Se vede că timpul dus întors este cu atât mai mare, cu cât este mai mare viteza de curgere a apei. Deci, cu cât curentul este mai puternic, vaporașul are nevoie de mai mult timp pentru a parcurge distanța dus întors între cele două debarcadere. Dacă vă întrebați totuși de ce, doriți o explicație mai simplă decât cea aritmetică, atunci pot să vă spun așa, pentru că timpul în care vaporașul se deplasează cu o viteză mai mică față de Pământ este mai mare decât timpul cu care se deplasează cu o viteză mai mare față de Pământ. Iar atunci când vorbim despre viteză medie, ceea ce contează este cât timp s-a deplasat un mobil cu o anumită viteză și cât timp s-a deplasat el cu altă viteză. Acum putem răspunde la întrebarea noastră. Vaporașul albastru se deplasează pe o porțiune pe care râul are o lățime mai mare, deci pe care viteza apei este mai mică. Și asta înseamnă că timpul de navigare dus întors pentru vaporașul albastru este mai scurt decât pentru vaporașul roșu, ceea ce înseamnă că răspunsul este vaporașul albastru ajunge primul la debarcaderul de la care a plecat. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Bogdan Buie, Gabriela Băbeanu, Doina Mustățea și Daniela Carmen Băluță. Îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru atenția cu care urmăresc materialele mele. Să vedem întrebarea de azi. Presupune că te-ai rătăcit împreună cu doi prieteni în timpul unei drumeții prin munți. După ce ați mers două zile fără să ajungeți la vreo așezare sau cabană, vi s-au terminat proviziile, nu mai aveți mâncare și vă e foame. Aveți cu voi o pușcă de vânătoare și câteva cartușe, dar n-ați întâlnit niciun vânat. Spre seară, prietenii tăi, Andrei și Bogdan, care s-au îndepărtat un pic de tine, ajung la malul unui lac și prin apa foarte curată a lacului, la câțiva metri de mal, văd un pește mare care înoată foarte lent, mișcându-se încet dintr-o parte în cealaltă, la o adâncime de jumătate de metru, maxim un metru. Voi spune acum câteva cuvinte despre cei doi prieteni ai tăi. Andrei este un țintaș extraordinar, extrem de rar ratează ținta când folosește arma de vânătoare. El este muzician, a făcut liceul de muzică și de mic copil a fost interesat doar de muzică, așa că a cam neglijat studiul disciplinelor științifice. Bogdan, deși se descurcă bine cu pușca, este un țintaș mai slab decât Andrei. El este inginer și a fost pasionat în timpul anilor de școală de disciplinele științifice, mai ales de fizică și matematică, având chiar multe premii la concursuri și olimpiade de matematică și fizică. Dar cei doi n-au timp de discuții, deoarece peștele se poate îndepărta oricând, așa că unul dintre ei trebuie să ia pușca și să încerce să nimerească peștele. Ce crezi? Care dintre ei are șanse mai mari să nimerească peștele? Dacă ar fi după tine, pe care dintre cei doi l-ai alege să tragă în pește și de ce ai face această alegere? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!